Stimați reprezentanți ai mass media, bună ziua! V-am invitat astăzi aici pentru a face totalurile alegerilor locale generale și a vă prezenta rezultatele Partidului Social Democrat European. Înainte de asta, aș vrea să le mulțumesc tuturor cetățenilor Republicii Moldova care ne-au acordat vot de încredere și au optat ca la conducerea localităților lor să vină primari și consilieri social-democrați. Este un vot care ne responsabilizează și mai mult și reiterăm că vom face tot posibilul ca să ne onorăm angajamentele asumate. Vom depune toate eforturile ca viața oamenilor noștri să se schimbe în bine. În același timp le adresăm sincere felicitări colegilor noștri care au reușit să învingă în acest scrutin și le urăm mult succes în activitatea lor de mai departe. O parte dintre candidații noștri s-au clasat în locul 2 de scrutin, s-au calificat în turul 2 și, prin urmare, trebuie să ne mobilizăm încă o dată și să învingem și acolo. Sunt convins că peste 2 săptămâni rezultatele noastre vor fi și mai bune. Colegul meu, Iurie Cazacul, secretarul general al Partidului Social Democrat European, va prezenta imediat în cifre rezultatele pe care le-am obținut, dar până atunci vreau să atrag atenția la câteva aspecte pe care le considerăm relevante. Cu titlul de paranteză vreau să accentuez că am asistat în această perioadă electorală la multe provocări. A fost o campanie grea, plină de provocări și inechitabilă. Am avut parte de multe presiuni și intimidări, în special din partea reprezentanților actualei guvernări. Au fost utilizate pe larg resursele administrative, a fost multă manipulare, dezinformare, minciună. Cu toate acestea, după cum puteți vedea din datele Comisiei Electorale Centrale, Partidul Social Democrat European s-a clasat pe locul 3 la nivel național, atât după numărul de primari aleși, cât și după numărul de consilieri locali și raionali. Asta înseamnă că Partidul Social Democrat European este a treia forță politică ca pondere în cadrul administrației publice locale, fapt care ne încurajează și ne motivează să depunem eforturi ca să asigurăm acea garanție și alternativă pro-europeană de care are nevoie societatea noastră astăzi. După cum știm, alegerile sunt cele mai relevante și credibile sondaje de opinie, iar scrutinul local de duminică a arătat cel mai exact care este realitatea din teren și tendințele care există la ora actuală. Așadar, sarcina noastră de acum încolo este să ne implicăm activ în vederea constituirii organelor puterii la nivel local și raional și să asigurăm stabilitate și previzibilitate, ca să putem lucra în folosul comunităților și cetățenilor. În acest context, venim cu un mesaj către celelalte forțe politice care au trecut testul credibilității și le îndemnăm să dea dovadă de maturitate și responsabilitate. Perioada confruntărilor a trecut. A venit timpul dialogului și cooperării. Domnul Cazacu. Stimați reprezentanți ai mass media, dragi alegători, vreau și eu să mulțumesc tuturor alegătorilor care au participat la acest scrutin electoral important pentru prezentul, dar mai ales pentru viitorul Republicii Moldova. Sigur că mulțumiri în mod special alegătorilor care au acordat vot de încredere colegilor candidați din Partidul Social Democrat European. Așadar, conform datelor preliminare prezentate de către Comisia Electorală Centrală, la nivelul rezultatelor la funcțiile de primari, Partidul Social Democrat European s-a clasat pe poziția a treia la nivel republican.
Respectiv, 77 de colegi au devenit primari conform rezultatelor primului tur de scrutin. De asemenea, vreau să menționez că 55 de colegi candidați la funcția de primar se vor duela în turul 2 de scrutin, care va avea loc la 19 noiembrie curent, și cu siguranță majoritatea dintre colegii noștri candidați vor obține mandatul de primar în alegerile respective în turul 2 de scrutin. La nivel de rezultate la consiliile raionale sau la vot politic, trebuie să menționăm că Partidul Social Democrat European a avut în 30 de raioane din cele 32 de Republica Moldova liste de candidați la funcțiile de consilieri raionali. Respectiv, 88 de candidați de-ai noștri au devenit consilieri raionali, ceea ce reprezintă peste 8% în vot politic. O să dau pe scurt top 10 rezultate ale echipelor noastre teritoriale la funcțiile de consilieri raionali și o să le menționez pe următoarele raioane. Șoldănești, unde echipa noastră locală a acumulat peste 28% de sufragii, respectiv 9 mandate de consilieri, ceea ce înseamnă primul rezultat la nivelul raionului Șoldănești. Raionul Nisporeni, peste 27% din voturi acumulate, 11 mandate de consilieri raionali, al doilea rezultat în raionul dat. Raionul Hâncești, peste 23% din sufragii, 9 mandate de consilieri raionali, al doilea rezultat pe raion. Echipa noastră de la Fălești a acumulat peste 18% din voturile alegătorilor, respectiv 7 mandate de consilieri raionali, al treilea rezultat în raionul Fălești. Colegii de la Cimișlia, peste 16% din sufragii, 5 mandate de consilieri, al doilea rezultat în raionul dat. Colegii de la Iedineț, peste 15% din sufragii, 5 mandate de consilieri raionali, al doilea rezultat în raionul Iedineț. La Leova, echipa social-democrată de acolo a acumulat peste 15% din voturile alegătorilor, 4 mandate de consilieri raionali, al treilea rezultat pe raion. Colegii de la Rășcani, circa 15% din voturi, 5 mandate de consilier raional, al treilea rezultat pe raion. Colegii de la Ștefan Vodă, 14,85%, 5 mandate de consilier raional, al treilea rezultat pe raion. Și încheie topul convențional, top 10 al rezultatelor, colegii social-democrați de la Căușeni, care au acumulat 11,74%, ceea ce înseamnă 4 mandate de consilier raional, al patrulea rezultat pe raion. În concluzie, putem spune cu certitudine că rezultatul Partidului Social Democrat European este unul foarte bun. Sigur că noi toți cu colegii am avut așteptări un pic mai mari, dar cu siguranță în condițiile actuale și în campania electorală în care am avut, este un rezultat bun cu care ne mândrim și suntem bucuroși cu toți colegii. De asemenea, trebuie să menționăm că în conformitate cu rezultatele obținute, Partidul Social Democrat European s-a clasat pe prima poziție dintre partidele extraparlamentare. Iarăși o remarcă că întotdeauna s-a menționat că echipele noastre teritoriale sunt echipe puternice care se bucură de încrederea și votul cetățenilor și la aceste alegeri încă o dată s-a demonstrat acest lucru. Cu siguranță, colegii care au fost aleși în funcțiile de consilieri, primari în primul tur, dar și cei care urmează să obțină mandatul în turul 2 de scrutin, vor reuși să-și îndeplinească promisiunile care le-au dat în fața cetățenilor din comunitățile respective. Pe final, nu am decât să mulțumesc încă o dată tuturor colegilor pentru implicare, celor care s-au calificat în turul 2 de scrutin candidaților, celor 55 de candidați social-democrați, le urăm succes și vom fi alături de dumnealor în aceste două săptămâni de campanie electorală ca să reușim să majorăm numărul
primarilor social-democrați la nivel republican. Mulțumesc! Mulțumim frumos!